Salut, guys! Salut, salut! So, ce se întâmplă, ce e video acesta? E un mic update legat de canal, prin care vreau să anunț două chestii. Unul la mână, am primit foarte multe mesaje în ultimele zile legate de activitatea mea pe YouTube și când o să mai fac următorul live, când mai postez clipuri și așa mai departe. Ceea ce m-a surprins foarte mult, am primit foarte multe mesaje, foarte multe, nu foarte multe, dar am primit câteva și nu mă așteptam, de la oameni care intrau aici pe live-uri, întrebându-mă când mai postez pe Facebook, Instagram, WhatsApp. Am fost luat foarte prin surprindere, ca să zic așa. So, yeah, probabil, cel mai probabil, weekendul acesta nu o să postez nimic. Undeva săptămâna viitoare aș vrea să reîncep cu live-urile. A venit această pauză pe fondul unor probleme personale pe care prefer să le țin pentru mine. Am fost puțin plecat din București, unde am PC-ul. Am fost plecat acasă la ai mei pentru niște probleme personale în familie și de ieri seară m-am întors înapoi în București, dar nu cred că o să fac vreun live până săptămâna viitoare. Personal issues, ne auzim săptămâna viitoare. Și aș fi vrut să mai discut un pic despre un alt subiect pe care l-am tot menționat eu și în live-ul de săptămâna trecută, de la cursa de 6 ore de la Le Mans, și anume golul care era pe canal și pentru care foarte mulți au donat, golul de placă video. Dacă nu mă înșel, se strânseseră undeva la 150, să zic, 150 de euro, sper să nu mă înșel. Da, și golul acela era undeva la jumătate, în momentul în care a dispărut de pe canal și de pe live-uri și am primit vreo două, să zic, întrebări legate de asta, ce s-a întâmplat cu golul și așa mai departe. Nu s-a întâmplat nimic rău, doar că m-a apărut o oportunitate, ca să zic așa, fiindcă Florin Mergea a hotărât să își vândă și el placa lui video, un GTX 1080 Founders Edition la un preț foarte bun și fiind o ofertă foarte, foarte bună, de neratat, zic eu, am ajuns la concluzia că cel mai bine vin eu cu diferența de bani, pe lângă cei 150 de euro pe care îi strânsesem pe stream, am mai pus eu o diferență de bani până la suma respectivă pe care o cerea Florin și am luat placa de la el. După care am închis golul, m-am gândit că așa e cel mai corect și fair față de voi să închid golul ăla chiar dacă nu ajunsese la final. Am concluzionat eu că e cel mai corect așa și în long term aș avea de câștigat dacă procedez așa și nu încerc să păcălesc sau să, nu neapărat păcălit, dar să profit un pic. Da, așa că am închis golul acela și am făcut un alt gol pentru schimbător. Și da, cam asta e povestea cu placa video. Florin mi-a trimis deja placa, este deja în PC, funcționează super, super ok. Yeah, cam atât despre subiectul ăsta. So, yeah, am rezolvat ambele probleme destul de scurt. Vă mulțumesc pentru susținere în continuare, înseamnă enorm. Sunt încă surprins de faptul că am început să primesc mesaje, cum am zis, mesaje de genul când mai faci live, că n-ai mai făcut de 3 zile, haide, da. So, concluzie, am reușit să iau placă video cu ajutorul venit din partea voastră, ceea ce din nou înseamnă enorm, vă mulțumesc mult de tot. Iar legat de live-uri, probabil săptămâna viitoare, luni, marți, revenim în forță. Între timp am început să lucrez astăzi la un server de Discord, ca să avem o cale mai ușoară de a comunica. So, yeah, lucrez la serverul acela, sper să-l pun la punct cât de cât rapid, în sensul, mă gândesc la o zi, două, poate mâine este deja ready to use și am să fac public linkul. Deja sunt câțiva care au intrat pe el și serverul arată deja ok și aș putea să-l fac public, dar prefer să mai aștept și să-l mai bibilesc un pic înainte să-l postez pe undeva.
moving forward ar trebui să putem să comunicăm ceva mai ok, dacă se mai întâmplă să, din diferite motive, să absentez, nu știu, câteva zile, o săptămână, două, să pot să anunț cumva treaba asta și să ajungă și la voi. So, yeah, cam atât am avut eu de zis. Sper că v-am lămurit aceste două aspecte și că nu mai sunt întrebări legate de chestiile astea două. Dacă sunt, lăsați un coment în secțiunea de comentarii și vă răspund cu mare plăcere la orice întrebare aveți legată de acest subiect sau de altele. So, yeah. Mersi că v-ați uitat la acest video și ne auzim pe săptămâna viitoare cel mai probabil. Vă pup, ciao! It's alright.